Un sondaj realizat de Ministerul Sănătății arată că treptat moldovenii se adaptează condițiilor pandemice cu care conviețuim de aproape 10 luni, iar panica în societate e mai mică. Totuși, 77% dintre cetățeni sunt îngrijorați că din cauza noului coronavirus, familiile lor vor fi afectate mai mult sau mai puțin la capitolul venituri. Cifra e în scădere cu 6% comparativ cu situația din august. Studiul autorităților arată că peste 92% dintre adulți susțin că respectă principalele măsuri de combatere a infecției, cum ar fi purtarea măștii, spălarea pe mâini, utilizarea dezinfectanților și respectarea distanței fizice. Tot peste 90% dintre locuitorii țării susțin că știu foarte bine care sunt măsurile de precauție împotriva COVID-19, iar 7 din 10 se informează des sau foarte des despre noul coronavirus. Cifra este în creștere cu 6% în comparație cu situația din vară. Pe de altă parte, 4 din 10 moldoveni susțin că există o mare probabilitate să se infecteze în cazul în care nu sunt respectate normele sanitare. Cele mai mari temeri sunt în rândul vârstnicilor. Totuși, 39% dintre cei care au fost chestionați nu au încredere în testele efectuate, iar ponderea celor care ar accepta un vaccin este de 31%. O altă situație este că fiecare a patra persoană adultă nu crede în existența noului coronavirus, chiar dacă, matematic analizând, o bună parte dintre ei poartă măști și recurg periodic la măsurile de precauție. În continuare, ca și în luna august, aproape fiecare al treilea moldovean și-a amânat unele controle sau consultații la medici pentru a evita o posibilă infectare la spital sau policlinică. Al treilea studiu privind atitudinea moldovenilor față de pandemie a fost efectuat în perioada 10-20 noiembrie 2020 pe un eșantion de 1000 de persoane din 404 localități. Marja de eroare este de 3%. Chestionarul a fost elaborat de biroul OMS pentru Europa, iar datele au fost colectate de un centru sociologic prin interviu făcute la telefon. Următorul studiu este planificat pentru ianuarie 2021.